apel către domnișoare. Alo? Stai, n-ai ieșit bine. Alo? Fetelor, cum am putea să vă înțelegem dacă de multe ori sunteți voi cele care habar nu aveți ce vă doriți? Și uite așa, fetelor, în ultimul timp mă prim mai mult pe Facebook și văd anumite citate care voi ne le transmiteți indirect, din care ați vrea să înțelegem o marjă de chestii pe care noi vreau să vă anunț că nu o înțelegem. Pentru că vezi tu, atunci când ne spui o chestie nouă băieților, noi o luăm exact ca atare, exact cum ai spus-o. Noi înțelegem sensul direct al propoziției, al frazei, al gândului, a chestii pe care tu vrei să ne transmiți. Și deci stau pe Facebook și văd poza asta cu o tipă care zice așa: când o fată spune am terminat-o, ce spune de fapt e luptă pentru mine. Deci nu... Băi, care este faza cu chestiile astea? Ei bine, îmi pare rău să vă spun, fetelor, dar voi când spuneți unui tip știți ceva? Am terminat-o. Ei bine, primul lucru care ne vine în minte este: păi să-mi bag picioarele, am dat o gravă în bară, shit, ce căcat am putut să fac, oare unde am greșit? Credeți-mă că nici măcar pentru o secundă nu ne oprim și ne spunem: știi ceva? Ăsta este un test, ea mă probează. Da, da, este un test, vrea să vadă cât de tare sunt în stare să lupt pentru ea. Vedeți voi, femeile au această cale de a gândi și a regândi și a regândi și a regândi procesele, în timp ce noi bărbații nu prea avem chestia asta. Noi când ne spui ceva, exact aia este, știți? Nu ne punem pe gânduri și începem, bă, ar fi putut avea sensul ăsta. Cuvântul care tocmai l-a spus are vreo 10-15 sinonime și s-ar putea să mai aibă încă două înțelesuri. Nu, fetelor, noi luăm totul exact așa cum ne spuneți. Și dacă mulți bărbați nu v-au spus, mai există un adevăr care poate nu s-a menționat, și anume că noi de multe ori nici măcar nu avem habar despre ce vorbiți. Vă auzim cum vorbiți între voi, habar n-avem despre ce dracu este vorba. Și acum o chestie bazată pe logică: dacă noi nu înțelegem de multe ori ceea ce vorbiți, cum am putea să înțelegem ceea ce gândiți? Și totuși am găsit un răspuns, și anume faptul că voi folosiți un fel de psihologie inversă, iar noi când auzim o chestie din gura voastră va trebui să ne oprim în loc și în mai puțin de 10 secunde creierul nostru să ne ofere o grămadă de informații despre posibile sensuri ale ceea ce doriți voi. Deci nu ar trebui să o luăm ca atare, ci exact invers, gen dacă tu îmi spui, știi, aș vrea să ne despărțim, eu ar trebui să stau să mă gândesc, asta e o probă ca să-i arăt că merită să stea cu mine sau trebuie să lupt pentru ea. Deci prima observație pentru acest script va fi să nu luăm totul exact așa cum pare din partea unor femei. Dacă tu ți o secundă. Dacă tu, de exemplu, ți întrebi prietena: iubito, ești bine, ești în regulă, par puțin cam tristă, și îți răspunde: da, sunt bine. Ei bine, drăgușteața, ai aminte. Ce se așteaptă ea să spui de fapt este: hai, iubito, știi că nu ești în regulă, hai, te rog, spune-mi, cu mine știi că poți să discuți, ai zis că vezi cel mai bun prieten în mine. Nu, serios, sunt în regulă. Iubito, de câte ori vrei să mai trecem prin această discuție? Te rog frumos, deschide-te față de mine. Hai, spune-mi ce probleme ai, spune-mi ce te doare. Iubito, știi bine că nu ești în regulă. Nu, nu, serios, sunt în regulă, sunt foarte bine. Da, da, nu, serios, să spun sincer. Dacă vreodată îi spui prietenei: iubito, pot să mă duc și eu la un meci cu băieții? Și ea îți răspunde: da, da, de ce nu, nu văd motive. Iubito, serios acum, aș vrea să mă duc la un meci cu băieții, promis să nu stau, mă. Da, 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 este... e perfect în regulă, nu înțeleg ce te ambalezi așa. De fapt, drăcușteața minte. Ce vrea să spună de fapt este: dacă ieși pe ușa aceea, stai beregata în somn și firea de cu mama mătii te ia. Dar vezi tu, care este eroarea în acest lucru? Faptul că ea îți spune este în regulă și atunci nu cumva este logica ceea ce îți spune să o iei de bun, adică așa este normal, mi-ai spus că este în regulă. Este în regulă, mă duc și eu, mă duc cu băieți, înțeleg. Nu asta are logică, doamnelor. Și credeți-mă, băieți, că o fată va jura în sus și în jos și va spune: nu, nu, eu sunt serioasă, eu sunt directă, eu nu joc jocuri, doamne ferește, eu, nu, eu sunt foarte serioasă, băiatule. Când de fapt te testează în zeci de mii de feluri. Ori femeile îți fac și această chestie interesantă când se află într-o relație și vor să ducă lucrurile la un următor nivel. Și cum se gândesc ele să facă acest lucru, îți dau un telefon și spun: hei, știi, Pisi, nu știu, parcă nu stau atât de bine și îmi pare rău să spun, dar mă gândesc că aș vrea să luăm o pauză. Și tu te gândești:
Da, așa e, ai dreptate, în ultimul timp nu prea stăm bine, ok, ai dreptate, asta este, da, o să facem o pauză. Drăguștea-ți aia te minte! Când ea de fapt își dorește să-i spui, nu iubito, eu plâng fără tine, eu nu pot fără tine, eu în absența ta mă izbesc cu capul de masă și mă iau dracii. Și apoi tot ele se supără, deși ele au fost cele care au venit cu ideea și au zis, hai să-ți propun o despărțire, după care dacă tu îi răspunzi greșit, îți va spune, da. Știi, uite, atât de mult mă iubești, imediat îți propun o pauză și gata, vrei să fugi la alta, vrei să mă lași în prăpastie. Păi tu ai adus subiectul ăsta. Și tot ele mai târziu se pun și fac chestia asta. O, Doamne, băieții ăștia nu înțeleg lucruri, nu înțeleg lucrurile, dai o grămadă de indicii, dar ei nu pricep, ei nu, sunt bătuți în cap. Fetelor, măi fraților, eu sunt sigur că dacă voi n-ați spune exact ce gândiți, exact ce vă doriți, în marea majoritate din cazuri, 9 din 10 sigur vă vom da exact ce doriți. Dar nu mai faceți chestia asta așa bizară, pentru că de multe ori noi bărbații suntem mai simpli și nu înțelegem chestiile astea. Sau chiar dacă le-am înțelege, nu vrem să ne pierdem timpul cu așa ceva. Fără jocuri, fără teste, fără chestii de astea ciudate. Doar comunicați cu noi. V-am pupat!